16 iulie 1950, Brazilia e învinsă de Uruguay în finala Cupei Mondiale, Estadio Maracana, în fața 200.000 de oameni, acea zi fiind considerată una dintre cele mai întunecate din istoria Braziliei. Brazilienii au trecut cu greu peste înfrângere, în timp ce unii nu au putut să accepte eșecul. Un fan s-a sinucis la finalul meciului, alți trei au făcut atac de cord. Ca urmare, vechile echipamente au fost arse, brazilienii trecând atunci la culorile actuale, galben și albastru. A fost șters din istorie vechiul imn al naționalei, fiind inventat unul nou. Brazilienii chiar au decis să renunțe la stilul lor distinct de joc, ginga, considerându-l vinovat de eșec. În Brazilia a urmat un refresh absolut al fotbalului și în timp ce în țara era doliu național, un copil de 9 ani din favele, văzându-și tatăl deprimat după finala pierdută, îi promite că, într-o zi, va câștiga Cupa Mondială pentru Brazilia. Acel copil va fi cunoscut peste ani ca Pele și va aduce Braziliei nu una, ci trei cupe mondiale, devenind cel mai mare fotbalist al epocii sale, iar multă lume îl consideră și în prezent drept cel mai mare fotbalist al tuturor vremurilor. Pele, regele fotbalului. Pe numele adevărat Edson Arantes do Nascimento, Pele s-a născut în localitatea Três Corações, din statul brazilian Minas Gerais, în 23 octombrie 1940. A scurtă vreme, familia viitorului legendar fotbalist s-a mutat în localitatea Bauru, din statul São Paulo. Edson a început încă de la o vârstă fragedă să câștige primii bani lucrând într-o ceinărie ca servitor, pentru a-și ajuta părinții care înfruntau din greu sărăcia realităților braziliene. Puștiul mai vin și arahide pe stradă. Tatăl său l-a învățat să joace fotbal, însă din cauza condițiilor de trai ale familiei, micul Edson nu a avut un echipament adecvat sau o minge. Așa că de cele mai multe ori, jongla cu un ciorap umplut cu pagini rupte din ziare, cu mult înainte de a ajunge pe primele lor pagini. Tatăl, poreclit Dodinio, a fost în trecut fotbalist profesionist, care nu a atins însă vreodată stelele, jucând la un nivel înalt foarte puțin. Despre el spunându-se că ar fi fost singurul jucător din istorie care a marcat 5 goluri cu capul într-un singur meci. Prima cupă mondială de care mă amintesc a fost în 1950, când aveam 9 sau 10 ani. Tatăl meu a fost fotbalist și a trăit la maxim acele momente. Iar când Brazilia a pierdut în fața Uruguayului, l-am văzut pe tatăl meu plângând și i-am spus că, într-o zi, voi câștiga Cupa Mondială pentru Brazilia. În timp ce prietenii săi îi aveau ca favoriți pe marii fotbaliști ai lumii, cum ar fi Puskás sau Di Stefano, Edson îl admira pe fostul coleg al tatălui său, poreclit Bile. Având în vedere vârsta fragedă, pronunția numelui Bile nu era tocmai perfectă, auzindu-se mai degrabă ceva între Pile și Pele. Așa că prietenii și colegii au început să-l dezmierde Pele, lucru care îl înfuria pe micul Edson. Odată, i-am dat un pumn unui coleg de clasă din cauza poreclei. Am fost suspendat 2 zile. Lui Edson îi se spunea și Dico, poreclă care îi plăcea mult mai mult. Îi plăcea și Edson, numele său real, care făcea referire la Thomas Edison, așa cum în momentul nașterii, localitatea natală a lui Pele tocmai fiind conectată la electricitate. La vârsta de 9 ani, Dico a câștigat 2 campionate de stat de junior din São Paulo. Folclorul spune că printre miile de adversari pe care i-a avut în timpul acelor turnee, se regăsea și José Altafini, supranumit Mazzola. Acesta va auzi că Dico era strigat de coechipier și Pele. El va memoriza această poreclă și o va scoate la suprafață câțiva ani mai târziu. Așa că, până atunci, îl vom numi pe viitorul cel mai mare fotbalist al lumii, Dico sau Edson. În timpul acelor competiții de junior, Dico va fi remarcat de fostul internațional brazilian, Valdemar de Brito, care îl recomandă pe copilul minune clubului Santos. Dar înainte ca plecarea de acasă să aibă loc, micul Edson se înarmează cu maximă încredere din partea tatălui său. Am moștenit o filozofie de la tatăl meu, obișnuia să spună: Dumnezeu ți-a dat darul de a juca fotbal. Acesta este darul tău de la Dumnezeu și nimeni nu ți-l poate lua. Dacă ai grijă de sănătatea ta, dacă ești concentrat mereu și știi să profiți de darul tău de la Dumnezeu, nimeni nu te va putea opri. Ajungând la juniorii lui Santos, Edson se confruntă cu mari probleme din cauza stilului său de joc.
Ginga, cea mai spectaculoasă și veche formă de exprimare a brazilienilor în teren. La acea oră, brazilienii insistau să se desprindă de stilurile lor distincte de fotbal, încercând să se adapteze noilor sisteme de joc care veneau dinspre Europa. Dico chiar a fost aproape de a nu trece de filtrele Academiei lui Santos, dar seriozitatea și efortul colosal arătat la antrenamente i-au prelungit cederea printre juniorii faimosului club brazilian. Trebuie să respecti oamenii și să muncești din greu pentru a fi la înălțime. Eu mă antrenam până la epuizare, când ceilalți jucători au mers la plajă după antrenament. Eu eram acolo și exersam până târziu. În rezultat, în 1956, la vârsta de 15 ani, Edson Arantes do Nascimento este promovat în echipa mare a lui Santos. În primul sezon complet la Santos, 1957, Edson Arantes do Nascimento devine golgheter în campionatul Braziliei, cu 41 de goluri în 38 de meciuri. De remarcat că, deși era un debutant, Dico juca cu numărul 10 la Santos, dar nu pentru că i s-ar fi oferit această onoare în avans, grație imensului său potențial, ci pentru că, la acea vreme, numărul 10 era un număr obișnuit, fără vreo greutate aparte. Înainte de Pele, 10 era doar un număr. Am citit fraza asta undeva, la un moment dat în viață, dar această propoziție frumoasă este incompletă. Aș spune că înainte de Pele, fotbalul era doar un sport. Pele a schimbat totul. A transformat fotbalul în artă, în divertisment. Le-a dat voce tuturor. Fotbalul și Brazilia s-au ridicat datorită regelui Pele. După ce a devenit golgheter în Liga Braziliană, Edson este convocat în echipa mare a Braziliei. Pentru o dublă cu Argentina, el înscrie în ambele meciuri câte un gol, certificându-și statutul de superstar în devenire și fiind promovat pe scară largă de jurnaliștii brazilieni care îl botează pe tânărul fotbalist Perla Neagră. În următorul sezon, atacantul de 17 ani își duce cifrele la alt nivel, marcând 66 de goluri în 46 de meciuri. E vara lui 1958 și Brazilia se pregătește de Cupa Mondială din Suedia. Staful tehnic al selecționerului Vicente Feola consideră că, în detrimentul celor peste 100 de goluri marcate până la vârsta de 17 ani, Edson încă nu e pregătit pentru o asemenea experiență. Psihologul echipei mi-a spus că Pele este prea infantil pentru a juca în Suedia. I-am spus că e posibil să aibă dreptate și i-am mai spus că nu va înțelege niciodată fotbalul, atâta timp cât va crede că e mai bine ca Pele să nu joace. La 17 ani, ca jucător eram tânăr, nu aveam experiență, dar eram deja un bărbat responsabil, pentru că aveam grijă de familia mea. Finalmente, Perla Neagră ajunge la Cupa Mondială din Suedia cu o ușoară accidentare și ratează primele două meciuri, în care Brazilia a învins Austria și a remizat cu Anglia. La acea oră, din naționala Braziliei făceau parte jucători precum Didi, Vavá, Zagallo, Nilton Santos, Garrincha, un fotbalist care l-a inspirat mult pe Dico, dar și adversarul său din copilărie, José Altafini, alias Mazzola, acesta aducându-și aminte de porecla Pele și folosind-o în vestiar. Din acel moment, Edson Arantes do Nascimento devine pentru totdeauna Pele. Nu am vrut numele Pele. Sună oribil. Îmi părea o insultă, pentru că suna copilărește. Era un nume de gunoi. În primele două meciuri, deși au obținut un egal și o victorie, jucătorii brazilieni nu au avut prestația pe care și-ar fi dorit-o. Așa că au pus presiune pe selecționerul Vicente Feola ca în următorul meci să fie titularizat Pele. Brazilia nu își regăsea strălucirea pe teren, căutând-o în picioarele puștului de 17 ani. Marele lui secret a fost improvizația. Magiile pe care le făcea în teren se nășteau într-o fracțiune de secundă. Avea o percepție extraordinară a jocului. În 15 iunie 1958, Pele debutează la Cupa Mondială, în ultima etapă din faza grupelor contra Uniunii Sovietice, devenind astfel cel mai tânăr jucător din istorie care și-a făcut prezența la Cupa Mondială. Mingea ajunge la Pele și de atunci Cupa Mondială, cât și fotbalul în ansamblu, nu vor mai fi niciodată la fel. În momentul în care mingea a ajuns la picioarele lui Pele, fotbalul s-a transformat în poezie. Brazilia bate URSS-ul cu 2-0, Pele asistă pentru golul lui Vavá. În sferturi, Seleção se bate cu Țara Galilor. Victorie cu 1-0, singurul gol fiind marcat de puștiul Pele. E 24 iunie 1958, Brazilia vs. Franța în semifinalele Cupei Mondiale. La pauză e 2-1 pentru brazilieni, la golurile lui Vavá și Didi a ripostat Jules Fontaine. De acum încolo, în meci,
va mai conta un singur om. Pele reușește un hat-trick, devenind cel mai tânăr jucător din istoria Cupei Mondiale care a realizat acest lucru. Când l-am văzut pe Pele în acțiune, m-am gândit că ar fi o idee bună să-mi schimb meseria. Brazilia se impune cu 5-2 și merge în marea finală, unde se va confrunta cu țara gazdă, Suedia. Încă o victorie cu 5-2 și Brazilia este în premieră campioană mondială. Dublă pentru Pele, care la 17 ani ai săi devine cel mai tânăr jucător care a marcat vreodată într-o finală de cupă mondială, record care stă în picioare și astăzi. Văzând jocul lui Pele, experimentatul mijlocaș suedez, Sigge Parling, a început să aplaude. Când Pele a marcat golul 5 în acea finală, trebuie să fiu sincer și să spun că am avut chef să aplaud. Nu avea nici 18 ani când a scris istorie la Cupa Mondială. 99% dintre suporterii Suediei îl aplaudau. Pele a fost de pe Saturn. După fluierul final, Pele s-a prăbușit pe iarbă fără cunoștință, fiind copleșit adânc de importanța momentului. După ce a fost trezit de garincea, Pele a început să plângă, fiind purtat pe brațe de coechipierii săi. Fericirea era imensă. Brazilia era campioană mondială la fotbal, sportul care le înlocuia aerul. Brazilia mănâncă, doarme și bea fotbal. Din acel moment, Pele, care a marcat 6 goluri în 4 meciuri la acea cupă mondială, devine o icoană absolută a fotbalului brazilian, dar și mondial. La acea oră, balonul de aur se acorda doar jucătorilor din Europa, dar potrivit unui simulator realizat de France Football în 2020, dacă atunci acordarea balonului de aur ar fi luat în calcul și jucătorii veniți din afara Europei în acel 1958, prestigiosul premiu ar fi mers la Pele. De altfel, potrivit acestei reevaluări a France Football, Pele, în versiune alternativă, ar fi luat 7 baloane de aur de-a lungul carierei sale. După Cupa Mondială, mai mulți dintre colegii lui Pele pleacă în Europa. De exemplu, prietenul și rivalul său din copilărie, José Altafini Mazzola, semnează cu AC Milan. Vava pleacă la Atletico Madrid, iar Didi prinde un transfer la Real Madrid, cea mai puternică echipă din lume la acea oră, care cucerise 3 cupe ale campionilor la rând. De remarcat că tot atunci, celebrul președinte al Realului, Santiago Bernabeu, a fost obsedat să-l transfere și pe Pele. Au avut loc multe discuții, dar Bernabeu nu a reușit să-l convingă pe tânărul brazilian, care a refuzat mutarea, deși știa că în Europa îl așteaptă mult mai multă glorie și mult mai mulți bani. Am avut motivele mele să refuz. Pe scurt, îmi plăcea orezul și fasolea pe care le făcea mama. Mă simțeam confortabil și fericit în țara mea. Părinții mei locuiau la câțiva metri de mine. Temperatura a fost întotdeauna de 25 de grade și plaja a fost grozavă. Dacă Pele se alătura atunci lui Real Madrid, ar fi devenit coleg de echipă cu legendarii Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Raimon Copa, Paco Gento sau conaționalul său Didi. Cel mai mare fotbalist a fost Di Stefano. Refuz să-l clasific pe Pele drept fotbalist. El a fost peste asta. Cel mai bun jucător din toate timpurile este Pele. Messi și Cristiano sunt jucători imenși, dar Pele a fost mai mare. Tot atunci Inter Milano a reușit chiar să obțină un contract bilateral cu Pele, dar bossul nerazurilor, Angelo Moratti, a fost forțat să rupă acordul la cererea președintelui lui Santos, în urma unei revolte a fanilor brazilieni. În paralel, pe urmele lui Pele era și Valencia, dar spaniolii au părăsit cursa fiind lipsiți de șanse reale în atingerea unui acord. Pele rămâne la Santos pentru a deveni icoana acestui club și pentru a o transforma pe Santos în hegemonul absolut al Braziliei și al Americii de Sud. La fel ca în 57 și 58, în 59, 60 și 61, Pele e goalgetter în campionatul Braziliei, în același timp cucerind 5 trofee pe plan intern, inclusiv titlul de campion al Braziliei în 1961. De asemenea, tot în 59, 60 și 61, potrivit reevaluării France Football, Pele ar fi primit balonul de aur, ajungând în această versiune alternativă la 4 baloane de aur, la vârsta de doar 21 de ani. Începe sezonul 1962. Un sezon în Brazilia durează un an calendaristic, în formatul primăvară-toamnă. Când vine vara, Santos defilează spre un nou titlu în campionat, dar fotbalul la nivel de club e pus pe pauză.
În Chile începe Cupa Mondială din 1962. Brazilia e mare favorită la titlu, iar Pele e cel mai important fotbalist din lume. Brazilia debutează la Mondial cu o victorie scor 2-0 contra Mexicului. Gol și pasă de gol pentru Pele. În al doilea meci cu Cehoslovacia, Pele suferă o accidentare care îl scoate din cărți pentru tot restul competiției. Din acel moment, în locul superstarului de 21 de ani, va juca Amarildo, care va face un turneu remarcabil. Brazilia se prezintă în Chile cu toate vedetele, Didi, Vava, Zagallo sau Nilton Santos. Dar cel care va prelua rolul principal și va duce Brazilia spre apărarea titlului mondial va fi Garincha. Se zice că la acel turneu diavolul Scopa a atins un nivel ireal și a fost singurul jucător care s-a putut apropia de valoarea lui Pele. În 1962, accidentarea mea a fost rău intenționată. Am suferit atunci, dar am trecut peste acest moment, imediat ce Brazilia a devenit campioană mondială. Nu am avut nicio dificultate să accept că băieții au putut lua trofeul fără mine. Cu asemenea performanță, în acel 1962, Garincha ar fi primit balonul de aur în reevaluarea France Football, întrerupând dominarea lui Pele. Dar perla neagră va reveni pe tronul fotbalului în următorii ani și o va începe chiar în vara acelui 1962. În august, Santos triumfă în Copa Libertadores, Pele marcând două goluri în finala cu Peñarol. Astfel, Santos devenea prima echipă braziliană care triumfa în cel mai important turneu intercluburi din America de Sud. Tot atunci, Pele este strâns legat de o mutare la Juventus. Pele era așteptat la Juve să facă un parteneriat letal în atac, alături de legendarul Omar Sivori. Dar, ca reacție, guvernul Braziliei l-a declarat pe Pele oficial comoară națională, interzicând înstrăinarea lui pe un termen nedefinit, transferul la Juventus picând. În septembrie 1962, Santos, din rol de campioană în Copa Libertadores, se întâlnește cu regina Europei, Benfica, în finala Cupei Intercontinentale, pentru a fi stabilită regina lumii. Santos se impune cu 5-2, hat-trick pentru Pele. Am crezut că e doar un jucător grozav pe care îl voi putea opri, dar am fost desființat de cineva care nu s-a născut pe aceeași planetă cu noi. Spune Acosta Pereira, portarul Benficăi, din acel meci. Finalul anului 1962 culminează cu triumful lui Santos în campionatul Braziliei și în campionatul statului São Paulo. Pele, care avea în acel moment 22 de ani, devenea golgheter pentru a șasea oară la rând, în al șaselea sezon din șase disputate de el. Anul 1963 începe pentru Pele cu o victorie la scorul său preferat, 5-2, la fel cum a fost cu Franța și Suedia la Mondialul din 58 și cu Benfica în Cupa Intercontinentală din 62. De această dată, Brazilia își bate marea rivală, Argentina. De remarcat că Pele a fost implicat în toate cele 5 goluri. În acel an, Pele devenea pentru a 7-a oară la rând golgheter în Brazilia, reușind să se impună cu Santos în 4 din 5 competiții disponibile. Campionat, Cupa dintre Rio și Sao, Copa Libertadores într-o finală câștigată în fața celor de la Boca Juniors. Pele marcând golul victoriei, dar și în Cupa Intercontinentală, în fața puternicului Milan, când Pele a marcat 4 goluri în cele 3 confruntări cu milanezii. Più deciso, discende Pele, tiro. La acea oră, la Milan, evolua vechiul prieten al lui Pele, José Altafini, Mazzola. Nu a existat un jucător mai perfect decât el. Dreptul, stângul, perfecte ambele, joc de cap, putere fizică, dribling, a fost cel mai mare dintre toți. Dacă încercai să-l oprești, pur și simplu își ridica ritmul și nu-l mai prindeai. Tot în acel 1963, în universul alternativ al France Football, Pele ar fi primit al 5-lea balon de aur, repetând performanța și în 1964, an în care, pentru al 8-lea din 8 sezoane disputate de el, devenea golgheter în campionatul Braziliei. Pele va fi golgheter și în 1965, ajungând la 9 sezoane de dominare absolută în Brazilia, și la nivel individual și la nivel de club, cucerind alte trofee interne cu Santos. Succesul nu este întâmplător. Este muncă grea, perseverență, dezvoltare, studiu, sacrificiu și, mai ales, dragoste pentru ceea ce faci. Totul este practică.
La finalul anului 1965, Barcelona intră în negocieri avansate cu Santos și cu guvernul Braziliei, în vederea transferului superstarului de 25 de ani, catalanii fiind reprezentați în discuții în persoană de președintele clubului Enric Llodet. La 14 noiembrie 1965 au început negocierile, iar pe 23 februarie 1966 am fost informați că semnarea lui Pele va costa $1,000,000 pentru Santos, ca sumă de transfer, și $200,000, primă, pentru jucător. Era foarte clar că Pele nu putea fi cumpărat și că Santos pur și simplu l-a scos pe piață la un preț prohibitiv. Ca să ne facem o idee despre ce însemna $1,000,000 la acea oră, în momentul negocierilor dintre Barça și Santos, recordul pe piața transferurilor era de $250,000. Convertit la realitățile de astăzi, ar însemna că un Pele de 25 de ani ar fi costat aproape $1,000,000,000, strivind recordul de 222 de milioane care îi aparține lui Neymar. E anul 1966 și Brazilia pleacă la Cupa Mondială din Anglia. Brazilia începe Cupa Mondială din Anglia cu o victorie în fața Bulgariei, scor 2-0. Gol pentru Pele. Cu acel gol, Pele devenea singurul jucător care a marcat la 3 cupe mondiale consecutive. Dar, dincolo de acest reper istoric, duelul cu Bulgaria a fost unul extrem de dificil pentru Pele, adversarii faultându-l pe tot parcursul meciului, el ieșind cu mai multe accidentări după fluierul final, motiv pentru care a ratat următorul meci cu Ungaria. Urmează confruntarea cu Portugalia lui Eusebio, în ultima etapă a fazei grupelor. Lusitanii nu-l lasă pe Pele să joace, faultându-l la fiecare atingere de minge. Faptul că arbitrul englez George McCabe nu a arătat niciun cartonaș roșu portughezilor în acel meci, reprezentând și până astăzi unul dintre cele mai penibile arbitraje din istorie. Brazilia rămâne fără schimbări, iar Pele nu mai poate continua jocul, aflându-se toate cele 90 de minute pe teren, dar șchiopătând și nemai fiind capabil să schimbe cursul jocului. În aceste condiții, Eusebio strivește Brazilia. Întâi de toate, este omul Pele, apoi fotbalistul Pele. Iar a juca fotbal ca Pele înseamnă a fi un Dumnezeu. Brazilia pierde cu 3-1 și părăsește competiția încă în faza grupelor, devenind cea mai mare dezamăgire a turneului. Campioană la acea ediție a Cupei Mondiale devenea Anglia, Bobby Moore ridicând primul și deocamdată singurul trofeu mondial al inventatorilor fotbalului. Pele a fost cel mai complet jucător. Era cel mai mare pentru că putea face orice pe un teren de fotbal. Îmi amintesc că antrenorul brazilian a fost întrebat de un jurnalist cine este cel mai bun portar din lotul său. A spus Pele. La fel ca în 1962, Pele literalmente nu a fost lăsat să joace, nici la mondialul din 1966, adversarii înlocuind neputința în fața lui cu barbaritatea. De-a lungul anilor, am învățat să trăiesc cu două persoane în inima mea. Unul este Edson, care se distrează cu prietenii și familia, celălalt este fotbalistul Pele. Oriunde aș pleca în lume, toți mă strigă Pele. Dar Edson este acela care are sentimente, care muncește. Dar tot Edson este cel care va dispărea într-o zi, pe când Pele va fi nemuritor. Sfâșia de cruzimea realității în care talentul îi devenea blestem, Pele anunță că nu va mai juca la vreo cupă mondială. Am învățat că viața unui lider este una grea, plină de suferință și cu multe răni. Este o viață mai grea decât a celor care aleg să rămână în umbră. Dar toate durerile unui lider trebuie să fie asumate. În acel 1966, Pele aproape că nu mai joacă, neregăsindu-și ritmul nici în anul următor. Totul se schimbă în 1968, când după 2 ani de absență, Pele decide să se întoarcă în echipa națională, reușind o dublă contra Paraguaiului, în meciul în care a revenit la marea lui dragoste, Seleção. În 1968, cealaltă mare dragoste a lui, Santos, își reîntoarce titlul de campioană a Braziliei, totodată triumfând și în Cupa statului São Paulo, Campionato Paulista, cum a cunoscută această competiție. De asemenea, tot în acel an se înființează Supercupa Intercontinentală, turneu care punea față în față elita fotbalului sud-american și european. Zona sud-americană fiind câștigată de Santos, iar
bătrânul continent o trimite în marea finală pe Inter. Santos se impune cu 1-0 și devine prima deținătoare a Supercupei Intercontinentale. Această competiție avea să existe doar 2 ani. Tot în 1968, Manchester United, antrenată de legendarul Matt Busby, triumfă în premieră în Cupa Campionilor. Din postură de regina Europei, United încearcă să dea lovitura și să-l transfere pe Pele, care putea să devină coleg în Dream Team-ul Diavolilor Roșii cu George Best, Bobby Charlton sau Dennis Lowe. Am mai spus-o și o voi spune din nou. Uneori simt că fotbalul a fost inventat pentru acest jucător magnific. Un fotbalist fenomenal și unul dintre cei mai empatici oameni pe care ți-ai putea dori să-i cunoști. Ce fel de rege e Pele, dacă nu bea și nu fumează? Sunt fanul lui Pele din copilărie. Eram tânăr și impresionabil. Peste ani a apărut disputa dintre Pele și Maradona, care a fost mai bun. Răspunsul meu a fost întotdeauna Pele. Pele refuză însă o mutare la United, rămânând loial lui Santos. Cu acest prilej, conducerea lui Santos și autoritățile braziliene găsesc un compromis pentru a recompensa fidelitatea marelui fotbalist. Santos începe să călătorească prin toată lumea pentru turnee demonstrative. Astfel, în 1969, Pele și Baletul Alb, cum erau supranumiți cei de la Santos, ajung în Nigeria, aflată în plin război civil. Cele două tabere beligerante au făcut un armistițiu pentru 2 zile. Ca toată lumea să-l poată vedea pe Marele Pele. Pele a revoluționat fotbalul. Pele a oprit un război. Pele a unit țări și familii. În relația lui cu cei din jur, nu s-a pus niciodată problema de rasă sau de limbă. Pentru mine, Pele este un mit. Un mit pe care nu-l poți discuta. A reușit să oprească un război. Pele a făcut lucruri care nu sunt umane. Nigeria, o țară cu peste 60 de milioane de oameni, formată din peste 300 de grupuri etnice și culturale diferite, nu a găsit un teren comun de a pune capăt unor asemenea atrocități care durau mai bine de 2 ani. În unele țări au vrut să-l atingă, în unele au vrut să-l sărute. În altele, chiar au sărutat pământul pe care a pășit. Pele a jucat fotbal timp de 22 de ani, iar în acel timp a făcut mai mult pentru a promova prietenia și fraternitatea mondială decât orice alt ambasador de oriunde. Totuși, unele surse susțin că descrierea acestui eveniment din Nigeria a fost machiată și exagerată. Jurnalistul nigerian Oluwajo Ayegbayo a publicat un raport în care a cercetat relatările din ziarele nigeriene ale acelor vremuri, negăsind nicio mențiune despre o încetare a focului care să acopere perioada șederii lui Santos în Nigeria. Totuși, potrivit foștilor colegi ai lui Pele, Gilmar și Coutinho, focurile ar fi încetat pe durata meciului, iar primele împușcături fiind auzite abia după ce lotul lui Santos a urcat în avion. Turneele lui Santos au continuat în mai multe țări africane, asiatice și europene. Vedete din toată lumea veneau acolo pentru a-l vedea pe cel mai popular sportiv din lume. Suntem la finalul lui 1969 și Pele, în vârsta de 29 de ani, după 4 ani de pauză, își reîntoarce titlul de golgheter în campionatul Braziliei, reușind 38 de goluri în 37 de meciuri. Tot atunci, în 19 noiembrie 1969, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, într-un meci dintre Santos și Vasco da Gama, Pele înscrie golul său cu numărul 1000. În următorii ani, Pele va mai marca peste 200 de goluri, dar statisticile moderne vor putea justifica drept oficiale doar 762 de goluri. Dificultatea, extraordinarul, nu este să marchezi 1000 de goluri ca Pele, ci să marchezi măcar unul în stilul lui. De fiecare dată când va fi întrebat, Pele va spune ferm că a marcat peste 1000 de goluri în cariera sa. Totuși, potrivit datelor moderne, dintre cele 1362 de meciuri pe care le-a jucat Pele, 550 au fost neoficiale, reprezentând meciuri amicale sau demonstrative cu echipe de tineret, Under 23, echipe combinate sau echipe de All-Stars. Realitatea e că Pele a înscris fizic acele 1283 de goluri, doar că aproape jumătate dintre ele nu pot fi omologate ca oficiale, așa cum acele meciuri nu au avut o relevanță competițională. Maradona, poate ironic, derivând din prietenia sa cu Pele, a șutat în mitul celor 1000 de goluri. Împotriva cui le-ai marcat? Împotriva nepoților tăi în curtea din spatele casei?
Dar până se va ajunge la aceste discuții, Pele e tânăr. Are 29 de ani și pleacă împreună cu Naționala Braziliei la Cupa Mondială din 1970, desfășurată în Mexic. Chiar dacă unele realizări ale lui Pele pot fi trecute în rândul miturilor, ceea ce rămâne ca adevăr incontestabil e unul dintre cele mai mari imperii de performanțe pe care le-a construit vreodată un sportiv. Iar anul 1970 îl face pe Pele unic. 1970 a fost anul în care Pele a devenit singurul fotbalist din istorie ce a triumfat la 3 cupe mondiale. Cupa Mondială este modalitatea cea mai bună pentru a clasifica jucători în buni și mari. Cupa Mondială este testul suprem. Totul începe cu victoria contra Cehoslovaciei în primul meci de la Mondialul Mexican. Brazilia se impune cu 4-1 gol și pasă de gol pentru Pele. În a doua etapă, Brazilia bate campioana mondială în exercițiu, Anglia, cu 1-0. Pasă de gol pentru Pele. În ultima etapă din faza grupelor, Brazilia învinge cu 3-2 România, Pele reușind o dublă. După meci, a venit, stătea la hotel acolo și cu o trupă de cum suntem aici și stăteam un pol acolo, beam o bere și ce vrea să-l cunoască pe Ricardo. Eu eram ăla, știi? Eu când am avut Pele, pe mine, bro, uite, și a venit, băi, puțin mai solicat, l-a luat așa de rață, și hai să bem o bere. Am mai vorbit câteva, ce să vorbești, de sport, altceva. Cine îmi dă gol pentru un șpagat, așa, am răspuns-o eu, Pele, chiar nu părea rău. În sferturi, Brazilia trece de Peru cu 4-2. Pele e titular din nou, reușind o pasă de gol. În semifinale, brazilienii dau peste o altă națională sud-americană, Uruguay. Victorie cu 3-1, din nou pasă de gol pentru Pele, care în acel meci a reușit una dintre cele mai spectaculoase faze pe care le-a văzut Cupa Mondială vreodată. Când aveam 5 sau 6 ani, tatăl meu mi-a spus, orice se va întâmpla în viitor, cel mai bun jucător al tuturor timpurilor va fi întotdeauna Pele. În finală, Brazilia se întâlnește cu Italia. Minutul 18, Pele deschide scorul. Saltul de bucurie al lui Pele în brațele coechipierului Jair Zinio este considerat unul dintre cele mai emblematice momente din istoria Cupei Mondiale. Am sărit ambii la minge. Eram mult mai înalt decât el. Când am revenit pe iarbă și m-am uitat în sus, am rămas uimit. Pele era încă acolo, atârnând în aer și lovind mingea cu capul. Dar Italia restabilește egalitatea până la pauză. L-am întâlnit la Cupa Mondială din 70, îmi trebuia o strategie ca să-l pot opri. Mi-am zis, e la fel ca și mine, e făcut din piele și oase. Dar m-am înșelat. După pauză, Pele oferă două pase de gol geniale, Brazilia impunându-se cu 4-1 și devenind pentru a treia oară campioană mondială. Pele a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. Iar în ceea ce privește golurile și pasele decisive pe parcursul acelei cupe mondiale, Pele a fost direct responsabil pentru peste 50% din golurile Braziliei. Echipa Braziliei din 1970 cu Pele, Tostao, Rivelino, Jairzinho sau Clodoaldo a fost, fără îndoială, una dintre cele mai mari dintre toate, stabilind un punct de referință care va bântui generațiile ulterioare ale Seleção. Și în timp ce întreaga echipă a fost de-a dreptul fantastică, la fel ca cea din 1958, în ambele cazuri, Pele va fi mereu amintit ca punct focal. Pentru brazilieni, a vorbi despre Pele înseamnă a vorbi despre esență, despre cineva care este deasupra tuturor. La finalul acelui 1970, potrivit simulatorului France Football, Pele ar fi primit al 7-lea balon de aur, reușind o revenire surprinzătoare în această listă după 6 ani de absență. Pele va lua decizia definitivă de a nu mai participa la nicio cupă mondială, deși vârsta îi mai permitea, cel puțin încă o prezență, această decizie fiind motivată și de o lipsă de concurență la nivel individual. Probabil dacă Pele ar fi fost implicat într-o rivalitate cum e cea dintre Messi și Ronaldo, povestea sa la cupele mondiale
nu s-ar fi încheiat atunci. Totuși, desprinderea lui Pele de echipa națională va da naștere primului ping-pong de baloane de aur. În scenă apăreau cei mai importanți fotbaliști ai anilor 70, Johan Cruyff și Franz Beckenbauer. Pele este cel mai mare jucător al tuturor timpurilor. A dominat fotbalul timp de 20 de ani. Au mai existat mulți jucători mari de-a lungul timpului, dar nu este cineva care să se compare cu el. Pele a fost singurul fotbalist care a depășit limitele logicii. La un an de la cucerirea celui de-al treilea titlu de campion mondial, Pele joacă ultimul meci pentru echipa națională a Braziliei, într-un amical cu Iugoslavia. Regele fotbalului, oprindu-și cifrele în echipa națională la 77 de goluri în 92 de meciuri. Tot în acea perioadă, deși era clar că nu există o echipă europeană suficient de bogată pentru a le transfera pe Pele, un proaspăt înființat club din capitala Franței își încearcă norocul. Paris Saint-Germain consideră că Pele poate deveni un talisman perfect pentru clubul care tocmai și începea existența, dar refuzul din partea lui Santos a fost inevitabil. Pele, trecut de 30 de ani, începea să piardă clar teren, încheiind acel 1971 cu un antirecord personal, doar 7 goluri în 40 de meciuri pentru Santos. În anul următor, 1972, cifrele lui Pele la fel au băltit. Santos nu mai e capabilă să cucerească vreun trofeu, remarcându-se doar prin celebrele sale turnee prin toată lumea. Baletul alb în frunte cu Pele ajunge în Australia, la Sydney, pentru un meci amical cu o echipă locală. La arena cu 6.000 de locuri au venit 36.000 de oameni. Aceste cifre fiind atinse într-o țară în care aproape că nu se știa nimic despre fotbal. Dar perspectiva de a-l vedea în acțiune pe cel mai mare sportiv i-a adus pe australieni la stadion. Însă, în locul show-ului nuclear pe care îl așteptau, australienii au asistat la o apariție palidă a lui Pele. Sydney rămânând unul dintre foarte puținele orașe în care regele fotbalului nu a putut să marcheze. Deși pierdea, evident, în strălucire, Pele își regăsește resursele pentru un comeback senzațional. În 1973, legendarul fotbalist în vârstă de 33 de ani marchează 30 de goluri în campionatul brazilian, reîntorcându-și titlul de golgeter și urcând pentru a 11-a oară în carieră în fruntea listei marcatorilor în Liga Braziliană. Tot atunci, Pele este desemnat fotbalistul sud-american al anului, iar Santos triumfă în campionato paulista. Și mai departe, urmează ceva foarte interesant. Cupa Mondială din 1974. În acea perioadă, în Brazilia se instaurase un regim dictatorial, controlat de forțe armate rebele. Mulți adversari politici au fost arestați, torturați și uciși, în special la începutul anilor 70. În 1974, forțele armate au pus presiune reală pe Pele pentru ca acesta să-și anuleze decizia din 1971, să revină în echipa națională și să meargă la Cupa Mondială din Germania de Vest. Dar marele fotbalist a boicotat regimul rebel, spunând, în ciuda amenințărilor, un nu clar. Am părăsit echipa națională în 71, iar în 74 eram într-o formă bună. Puteam să mai joc la o cupă mondială, dar atrocitățile regimului m-au făcut să renunț. Armata a încercat să mă forțeze. Am fost presat cu bariere fiscale, dar am decis să rămân pe poziția mea. Le-am spus că dacă ar fi război, aș merge, chiar și ca carne de tun, pentru că sunt brazilian și asta este țara mea. Dar Cupa Mondială e despre sport, așa că eram liber să aleg. An mai târziu, fostul coleg al lui Pele, Zagallo, a confirmat că marele fotbalist a discutat pe poziții de forță cu rebelii, păstrându-și neclintită poziția. Chiar dacă nu mergea la Cupa Mondială din Germania de Vest, Pele putea ajunge totuși în această țară, așa cum Bayern München și-a dorit un cuplu de atac Gerd Müller plus Pele. Brazilia era eliminată la acea Cupă Mondială de Olanda lui Cruyff, în semifinale. În acel moment, multă lume a crezut că prezența lui Pele la acel turneu ar fi putut face diferența și cu el în lot Brazilia ar fi putut deveni pentru a patra oară campioană mondială. Într-un fel sau altul, în acel 1974, după 18 ani, Pele o părăsește pe Santos. Cluburi din toată lumea, din diferite țări și de diferite calibre au încercat să îl aducă pe regele fotbalului. Când am plecat de la Santos, am avut multe oferte din Europa, în Spania, Anglia sau Italia, dar am spus nu. După 18 ani, am avut nevoie de liniște.
Dar liniștea lui Pele nu va dura mult. În vara lui 1975, după jumătate de an în care a stat departe de fotbal, superstarul de 34 de ani semnează cu New York Cosmos. Americanii erau însetați de a populariza fotbalul în țara lor, iar banii nu reprezentau o problemă, Pele semnând pe un salariu de 1,4 milioane de dolari pe an, devenind de departe cel mai bine plătit sportiv de pe glob. În 10 iunie 1975, omul de afaceri american Steve Rose îl aduce pe regele fotbalului la New York. Orașul fierbea în așteptarea marelui eveniment. Pele era mai faimos decât papa. Oriunde mergea, toate vedetele lumii erau încântate de el. Urmează mult așteptata conferință de prezentare a lui Pele ca nou jucător al lui New York Cosmos, evenimentul având audiențe astronomice în toată lumea. Era acolo și John O'Reilly, purtătorul de cuvânt al clubului, care spunea că dintre toate starurile care au vizitat până atunci Statele Unite, niciunul nu a produs efectul lui Pele. Absolut toată lumea a vrut să-i strângă mâna, să facă o fotografie cu el. A spune că te-ai distrat alături de Pele era cea mai mare onoare. În acea perioadă, în televiziunile din SUA, era popular conceptul celor 15 minute de faimă, care reprezenta o publicitate media de scurtă durată, o celebritate, o istorie de viață sau un fenomen. Expresia 15 minute de faimă îi aparținea regizorului Andy Warhol, care considera că orice poveste de succes poate fi exprimată laconic în doar 15 minute. Pele a fost unul dintre puținii care mi-au contrazis teoria. În loc de 15 minute de faimă, el va avea 15 secole. Transferul lui Pele la New York Cosmos a inspirat mai multe vedete să semneze cu această echipă. Astfel, în 1977, Pele devine coleg la Cosmos cu Franz Beckenbauer, Giorgio Chinalia sau foștii săi coechipieri de la Santos și din Naționala Braziliei, Carlos Alberto și Rildo. Tot atunci, în Liga Americană, au ajuns și alte superstaruri: Johan Cruyff, Eusebio, Gerd Müller, George Best, Bobby Moore sau Gordon Banks. Dar niciunul dintre cei enumerați nu s-a putut apropia de popularitatea lui Pele în SUA, regele fotbalului, eclipsând până și vedetele locale, indiferent dacă erau staruri Hollywood, politicieni sau sportivi. Sunt președintele Statelor Unite și trebuie să mă prezint pe unde merg. El nu are nevoie de nicio prezentare. Toată lumea știe cine este Pele. Muhammad Ali făcea cu mâna mulțimii, atrăgând privirile asupra lui. Făcea lucrurile sale de rutină în fața publicului. De îndată ce a intrat în vestiar și l-a văzut pe Pele, era ca un copil strivit de o stea. Uneori stăteam noaptea și mă întrebam de ce sunt atât de popular. Și chiar nu înțelegeam. Al treilea sezon la New York Cosmos, 1977, va fi și ultimul din cariera lui Pele. Pe măsură ce retragerea brazilianului se apropia, etapă de etapă, erau stabilite recorduri de audiență la un meci de fotbal în Statele Unite. De exemplu, în iunie 1977, într-o victorie cu 3-0 în fața lui Tampa Bay Rowdies, în tribuna erau 62.000 de oameni. Record absolut, Pele a marcat toate cele 3 goluri. Două luni mai târziu, în august, în tribuna erau deja 77.000 de oameni, care asistau la o victorie cu 8-3 în fața lui Fort Lauderdale Strikers. În acel sezon, Pele, în vârstă de 37 de ani, o conduce pe New York Cosmos spre titlul de campioană în Statele Unite. După titlul cucerit cu New York Cosmos, vine timpul pentru a spune adio fotbalului. În toamna lui 1977, Pele, în vârstă de 37 de ani, va juca ultimul meci din carieră, într-un amical dintre New York Cosmos și Santos, pe Giant Stadium din New York, în fața unui public sold out, meciul fiind televizat în întreaga lume. Regele fotbalului va evolua câte o repriză pentru ambele echipe, luându-și rămas bun de la sportul său iubit cu un super gol din lovitură liberă. Conjunto del Cosmos que rematará Pelé, tiró. În a doua repriză a început ploaia. A doua zi, un ziar brazilian a apărut cu titlul Chiar și cerul plângea. Cred că Pele a fost mai mare decât toți. Pentru mine nu există comparație. Nu a avut niciun defect. Maradona a fost spectaculos, dar nu a fost la nivelul lui Pele, din punct de vedere fizic sau disciplinar, și nu a marcat numărul de goluri atins de Pele. Messi e spectaculos, dar nu are un joc de cap ca al lui Pele,
și nu trage la fel de bine cu ambele picioare. Cristiano Ronaldo este un jucător formidabil, dar nu are abilitățile pe care le-a avut Pele și nu reușește pasele incredibile pe care le făcea Pele. Dacă uniți calitățile lui Cristiano Ronaldo și Messi, atunci veți obține un jucător pe care să-l comparați cu Pele. În ceea ce privește abilitățile, a fost cel mai bun din lume. A fost pur și simplu incredibil în fața porții. A fost nu numai cel mai bun jucător din lume, ci și cel mai bun ambasador al fotbalului. Nimeni nu a făcut atât de mult pentru fotbal. În momentul retragerii, Pele era considerat cel mai mare fotbalist al tuturor vremurilor. În același timp, în scenă își făcea apariția un tânăr argentinian, care îi va propune lui Pele o concurență serioasă pentru titlul de fotbalistul secolului 20. Această dezbatere despre jucătorul secolului este absurdă. Există un singur răspuns: Pele este cel mai mare jucător al tuturor timpurilor. Dacă ești primul, ești primul. Dacă ești al doilea, nu ești nimic. În 1999, Pele este desemnat de France Football și World Soccer cel mai mare fotbalist al secolului 20. Tot în 1999, Comitetul Internațional Olimpic îl desemnează pe Pele cel mai mare atlet al secolului 20, iar Times îl include în lista celor mai importante personalități ale secolului 20. În anul 2000, Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului îl numește pe Pele cel mai mare fotbalist al secolului 20. Tot în 2000, Pele primește titlul de fotbalistul secolului 20 și din partea FIFA. Pele este singurul fotbalist care a devenit de 9 ori la rând goalgetter în aceeași ligă. Pele este singurul fotbalist care a marcat peste 100 de goluri oficiale până la vârsta de 18 ani. Pele este cel mai tânăr marcator într-o finală de cupă mondială. Pele este singurul fotbalist care a cucerit 3 cupe mondiale. Pele este regele fotbalului.